În dimineața zilei de 20 noiembrie 1875, străzile din București erau pline de copii care vindeau ziare. Vocile lor subțiri spărgeau aerul rece. Marele furt! Marele furt! Hoții la muzeu! S-a furat tezaurul! S-a furat tezaurul! Oamenii mari se opreau din drumul lor să își cumpere un ziar. Alegătorul liber, românul, presa și telegraful aveau pe prima pagină cu titluri de o șchioapă articole despre furtul de la Muzeul Național de Antichități. Dispăruse cloșca cu puii de aur, adică tezaurul de la Pietroasa, considerat la acea vreme cel mai mare tezaur antic din lume. Cum a fost posibil? Cine a fost hoțul? Ce a făcut cu el? O să fie prins? Erau întrebările pe care și le punea toată lumea. Haideți să vedem care sunt răspunsurile. Tezaurul Cloșca cu puii de aur a fost descoperit în localitatea Pietroasele din județul Buzău în anul 1837 de doi țărani, Ion Lemnaru și Stan Avram. Era compus din 25 sau 26 de piese din aur, argint, bronz și pietre prețioase ca smaralde, safire, cristale de stâncă, granate și turmaline și cântărea aproape 19 kg. Au existat o serie de controverse privind datarea și proveniența acestuia, asupra cărora nu vom insista. Alexandru Odobescu, scriitor, om politic, arheolog, profesor de arheologie la Universitatea din București, autor al unei monografii dedicate tezaurului, îl atribuia vizigoților. Istoria tezaurului, povestea descoperirii sale și blestemul care l-a însoțit în permanență, va face subiectul unui material distinct. Acum ne interesează cel mai mare furt al secolului XIX din România, așa cum a fost denumit acest eveniment. Imediat după constatarea furtului, poliția a intrat în alertă. Au fost iscodiți toți informatorii care aveau cunoștințe printre hoți. Au scos pe masă evidența spărgătorilor sau condica pungașilor, așa cum era denumită. Mai mult decât atât, Ministerul Instrucțiunii Publice oferă o recompensă în valoare de 5.000 de lei pentru prinderea hoților și găsirea obiectelor. O circulară cu semnătura prefectului Slăvescu este trimisă prin telegraf tuturor prefecturilor și punctelor vamale. Circulara cuprindea și descrierea obiectelor furate. La poliție încep să apară primele indicii. Un măturător de stradă găsește o piesă de aur în zăpadă și o predă polițiștilor. Un lucrător al poliției se întâlnește întâmplător cu un individ aflat în evidența acesteia pentru numeroase furturi. Și observă un detaliu care, fără a avea o legătură directă cu investigația curentă, îi va conduce pe polițiști la rezolvarea cazului. Hoțul era bine îmbrăcat și avea un ceas foarte scump, pe care se zăreau două inițiale care nu erau ale lui, ci corespundeau cu cele ale unui cetățean care reclamase furtul acestuia. Bineînțeles că este percheziționat și nu mică le-a fost surpriza polițiștilor când au găsit lângă cheile aflate asupra lui o formă de ceară de turnat chei și o cheie de cositor. Faptul că aceasta s-a potrivit la ușa sălii în care s-a aflat tezaurul a constituit o probă puternică împotriva hoțului. Trebuia făcut să mărturisească furtul, complicii și unde a ascuns piesele. Dar haideți să vedem cine era infractorul. Un tânăr de 21 de ani, Dumitru Pantazescu Popescu, născut la Titu în județul Dâmbovița. Era fiu de preot și studiase pentru puțin timp la seminarul teologic din București, de unde fusese dat afară, tocmai din cauza preocupărilor infracționale. Acesta era cunoscut în evidențele poliției pentru mai multe furturi, spargeri și tâlhării. A colaborat cu poliția și a declarat că a acționat singur și nu a avut complici. Pentru a duce la bun sfârșit o astfel de acțiune, s-a bazat pe calitățile sale fizice și abilitățile de acrobat pe care și le dezvoltase din pasiune. Tezaurul se afla expus în Palatul Universității,
în care funcționa Muzeul Național de Antichități, aflat sub sala Bibliotecii Senatului, întrucât și Senatul României, tot în clădirea universității, își avea sediul. Pantazescu a intrat în sala bibliotecii pe la ora 18 și s-a ascuns. Portarul a încuiat ușa fără să îl observe și, profitând de vremea rea și de vuietul viscolului, face o mică gaură în tavanul din lemn pe care o lărgește, cât să introducă prin ea o umbrelă închisă. Santinela care patrula prin fața ușii nu a auzit nimic și nu putem să ne gândim că dormea undeva pe un scaun. Odată introdusă umbrela, o deschide și mărește gaura cât să încapă prin ea. Nu mai avea nicio teamă. Bucățile de tencuială și scânduri cădeau în umbrela deschisă și nu făceau niciun zgomot. După ce își făcu loc să treacă prin spărtură, Pantazescu ridică umbrela și puse cu grijă molozul din ea pe podea. Apoi legă o frânghie groasă de piciorul unei mese grele ce se afla în cameră și se lăsă ușor pe ea până în sala muzeului. Norocul lui că nu existau sisteme de alarmă, așa că fără vreo mare dificultate scoase piesele din vitrină și le așeză cu grijă într-o pereche de pantaloni vechi pe care îi legă ca pe o sacoșă. Acum urma partea cea mai spectaculoasă, pentru care datele sale fizice și abilitățile de gimnast și acrobat pe care și le exersase de-a lungul timpului s-au dovedit a fi foarte folositoare. Leagă pantalonii cu tezaurul de capătul frânghiei și el se cațără pe ea până în încăperea de deasupra. Apoi încet și cu mare atenție trage frânghia după el prin spărtură. Ajuns sus, putea respira în voie. Piesele din aur și metale prețioase erau cu el și jubilă la gândul că nu va mai trebui să fure vreodată. Va avea tot ce își putea dori și pe lângă asta își imagină cum vor vui ziarele a doua zi la aflarea veștică: cel mai prețios tezaur al lumii antice a dispărut. Va fi jaful secolului. Și el a fost cel care a dat o asemenea lovitură. A doua zi, dis de dimineață, când palatul universității se umplu de funcționari, prinse un moment și ieși fără să atragă atenția asupra lui. Părea un furt perfect. Ce spuneți? Părea, dacă, din întâmplare, acel polițist nu l-ar fi întâlnit pe stradă, dacă, din întâmplare, nu ar fi observat asupra lui acel ceas valoros cu inițiale, dacă, din întâmplare, nu ar fi păstrat mulajul de ceară și cheia de cositor care se potrivea cu cea de la ușa Bibliotecii Senatului. Și mă gândesc că Pantazescu nu a aruncat-o, deși era un obiect care îl incrimina, fiindcă avea de gând să o folosească și altă dată. În muzeu se mai aflau și alte obiecte foarte valoroase, vestigii antice și odoare bisericești. La interogatoriu, acesta a recunoscut furtul și a oferit polițiștilor toate detaliile operațiunii. Le-a spus chiar și faptul că a aruncat două bucăți din tezaur și a dus la topit o brățară pe care unul, Constantinescu, un argintar, i-o plătise. Bineînțeles că a fost arestat și acesta și judecat ca și complice. Restul pieselor au fost găsite în cutia de rezonanță a unui pian. Pantazescu a primit o pedeapsă de 6 ani cu executare, fiindcă pe atunci nu exista conceptul de control judiciar, și argintarul Constantinescu 3 ani. Nu știu dacă portarul, Santinela sau alții au fost sancționați pentru neglijență în serviciu sau dacă polițiștii care au participat la rezolvarea cazului au fost avansați în funcții. Am căutat puțin în articolele din Românul din 1875, din luna noiembrie, încercând să găsesc date despre fabuloasa recompensă de 5.000 de lei. Mă întrebam dacă a încasat-o cineva. Am găsit referiri la manifestațiile de bucurie ale populației bucureștilor care au invadat curtea prefecturii pentru a-i felicita pe polițiști și a afla mai multe date despre caz. Serios, nu este o glumă. Și aici ar fi trebuit să vă mulțumesc fiindcă m-ați urmărit, să vă pup, știți voi, celebra formulă de încheiere.
Doar că lucrurile nu s-au terminat așa, nici pentru Tezaur și nici pentru Pantazescu. Despre Tezaur v-am mai spus, vom reveni într-un alt videoclip. Dar ce s-a întâmplat cu hoțul? Ei bine, în dimineața zilei de 25 noiembrie 1875, ziarele vuiau din nou. Celebrul hoț evadase din arestul prefecturii. Și de aici ipotezele și scenariile au început să curgă. Cum să evadeze? Curtea prefecturii era plină de agenți, zidurile groase, geamurile se aflau la mare înălțime și aveau și zăbrele, încât un om, oricât de slăbuț, nu ar fi putut trece prin ele. Și totuși, Pantazescu reușise. Avea oare complici în rândul poliției? Opinia publică a luat foc și a năvălit din nou în curtea prefecturii, de data asta să îi înjure pe cei pe care îi lăudase cu câteva zile în urmă. Se pune din nou în mișcare procedura standard, cum am spune noi astăzi, Pantazescu este dat în urmărire generală. Se trimit depeșe la toate prefecturile și centrele vamale și se vehiculează din nou suma de 5.000 de lei care compensă pentru prinderea hoțului. Și la doar câteva zile, Pantazescu este prins din nou într-o casă de desfrânare, așa cum se numeau pe vremea aceea când funcționau legal. Astăzi ne prefacem că nu există. De data aceasta, Pantazescu a fost păzit mai bine și a executat cei 6 ani de închisoare. Destinul lui se oprește aici. Ar fi fost interesant să aflăm ce s-a întâmplat cu el după eliberare, având în vedere că era tânăr, nu avea nici măcar 30 de ani, doar că acesta a fost împușcat cu câteva zile înainte de a fi eliberat. Motivul oficial a fost acela al unei încercări de evadare. Presa timpului a speculat mult asupra subiectului. Au fost emise mai multe ipoteze, printre care cea a unei povești de dragoste între hoț și iubita unui gardian care ar fi aflat de idila celor doi, sau un presupus conflict cu comandantul instituției căruia i-ar fi mărturisit unde se aflau bunurile furate de-a lungul timpului. Povestea a rămas neelucidată. Prefectura a declanșat o anchetă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul și în urma cercetărilor efectuate au fost găsiți vinovați gardianul și un soldat care îl însoțea pe Pantazescu. Aceștia au primit ani grei de închisoare. Directorul închisorii a fost citat doar ca martor. Dimitrie Pantazescu Popescu nu a fost singura victimă a tezaurului de la Pietroasa. În jurul acestuia au mai murit oameni, ceea ce i-a adus supranumele de Piaza Rea, așa cum i-a spus arheologul și academicianul francez Edmond Potier în 1900. Dar despre aceste lucruri vom vorbi cândva în viitor. Atât pentru astăzi, dragii mei, ne oprim aici. Nu înainte de a vă invita să vizionați videoclipul despre Gheorghe Coroi, un renumit bandit sau haiduc, așa cum a rămas în memoria celor care l-au cunoscut. Și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă. De data asta e pe bune, gata!